Un copil de 13 ani din satul Proteagailovka, Raionul Bender, a murit după ce ar fi mâncat împreună cu părinții săi un pepene verde. Tragedia s-a produs în data de 23 august. Presa din stânga Nistrului scrie că minorul s-ar fi simțit rău cu o seară mai devreme. A doua zi dimineața, părinții băiatului ar fi chemat ambulanța, iar minorul a fost dus la spitalul din Bender. Din nefericire, la scurt timp după internare, copilul a decedat. Părinții ar fi dat vina pe calitatea pepenului verde pe care îl cumpărase în ajun în stradă. Medicii însă firma această versiune. Potrivit lor, copilul suferea de o boală cronică a sistemului digestiv. Aceasta ar fi dat complicații, ceea ce a dus la un stop cardiac. Mai mult, băiatul deseori se îmbolnăvea și era internat în spital. Acum, medicii legiști urmează să stabilească cauzele exacte de la care a decedat copilul de 13 ani.